Oamenii legii i-au prins pe cei care au intrat în luna septembrie în locuința omului de afaceri Bulbucan din Peștișul Mare și au sechestrat o femeie de 64 de ani și pe nepoții acesteia. Cei doi indivizi i-au legat de mâini și de picioare, le-au pus bandă adezivă la gură, după care au furat din locuință 37.000 de lei, bijuterii, ceasuri și alte bunuri. Acum cei doi bărbați au fost arestați pentru 30 de zile. Polițiștii hunedoreni au desfășurat ieri o acțiune de amploare pe raza municipiului Hunedoara când au efectuat 5 percheziții domiciliare la locuințele a doi hunedoreni în vârstă de 31 și 33 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată. Faptele au fost comise în casa omului de afaceri Bulbucan din Peștișul Mare în luna septembrie acestui an, iar acum doi bărbați au fost reținuți. Vă reamintim că o femeie în vârstă de 64 de ani și doi nepoți ai acesteia de 8 și 10 ani au fost sechestrați în locuință, legați la mâini și picioare și le-a fost pusă bandă adezivă pe gură, după care hoții au furat din casă 37.000 de lei, bijuterii, ceasuri și alte bunuri. După sustragerea acestor valori, bărbații au părăsit locuința, lăsând părțile vătămate legate, acestea fiind găsite la scurt timp de un membru al familiei care a alertat polițiștii. În acest caz, ancheta polițiștilor a fost una deosebit de complexă, întrucât cei doi hunedoreni bănuiți de comiterea acestor fapte de tâlhărie calificată și lipsire de libertate în mod ilegal și-au luat măsuri de precauție. În primul rând, aceste infracțiuni au fost comise pe timp de noapte, iar cei doi bănuiți de comiterea faptelor au avut fețele acoperite cu cagule și pe mâini au purtat mănuși, astfel încât să nu poată fi identificați foarte ușor. Însă polițiștii au reușit să identifice, s-au luat măsuri preventive față de aceștia. Ancheta continuă în acest caz în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care au fost comise faptele, dar și pentru identificarea și a altor persoane care au participat la comiterea acestor infracțiuni. Ambii bărbați au fost arestați acum pentru 30 de zile.